Cum pot avea o gândire matură asupra căsătoriei privind responsabilitățile ce se vor ivi pe parcursul căsniciei? Gândul acesta mă stresează că nu pot fi un soț bun. Știți cum e? Nu să credeți că eu să vă știu că trebuie să meargă în Egipt? Ce ziceți, băieți? Când i-au promis Mariei că se căsătorește cu ea, au știut că drumul lor va merge prin Egipt? Adică ce vreau să spun cu asta? Dacă stai prea mult să te frămânzi, riști să te gândești la lucruri care nu vor fi niciodată reale. Și gândurile astea vor fi în proporție de 80 și ceva la sută, că se numesc îngrijorări. Responsabilitatea ta este să fii sincer, să fii onest, să fii corect, să stai la dispoziția Domnului, să cauți fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, cum se spunea deja în seara asta, viața mea e în mâna ta. Te rog frumos, nu îngădui nimic